Aflat în proximitatea Spitalului de Boli Infecțioase, Centrul de Sănătate Mentală este locul unde sălăjenii pot beneficia în mod gratuit de consiliere și tratament dacă se confruntă cu diverse probleme emoționale sau au nevoie de un suport pentru a depăși o anumită situație neprevăzută care le afectează viața cotidiană, explică dr. Corina Marta, șef Centrul de Sănătate Mentală din Zalău. Centrul de Sănătate Mentală este funcțional în acest spațiu de aproximativ 7 ani și e adevărat că sunt încă persoane care spun că nu cunosc acest loc. Este un loc unde poți să te adresezi dacă ai o problemă. Fie că e vorba de o problemă psihiatrică, de natură medicală, psihiatrică, fie că e vorba de o problemă emoțională. Asta înseamnă că se fac consultații referitoare la absolut orice aspect al patologiei psihiatrice, atacuri de panică, tulburări anxioase, episoade depresive, tulburări psihotice, probleme legate de vârstă, tulburări de comportament sau probleme legate de diverse situații de viață. Vorbim de schimbarea sau pierderea unui loc de muncă, de pierderea unui partener de viață, de divorț, alte probleme în cuplu. În cadrul centrului avem 2 medici, 2 psihologe, două asistente medicale. Activitatea medicală înseamnă ca orice altă activitate medicală, înseamnă o anamneză, o evaluare clinică, eliberarea unei rețete, a unei scrisori medicale către medicul de familie, dacă este necesar un bilet de trimitere pentru investigații paraclinice sau către alte investigații sau către alte examinări medicale, dacă medicul consideră că este necesar pentru diagnostic. În ceea ce privește psihologul, el poate să ofere o gamă variată de servicii. Și vorbim de la evaluările clinice prin diferite testări psihologice, la aceste consilieri pe probleme emoționale, la consilieri în ceea ce privește o situație medicală, o afecțiune medicală, pentru o mai bună conștientizare a diagnosticului și acceptare și complianță pentru tratament, se pot oferi activități de relaxare, de gen training autogen, se poate învăța o astfel de tehnică, se pot face terapii de scurtă durată, fie că este vorba de individuale, de grup, de cuplu sau chiar și de familie. În cadrul ședințelor de consiliere psihologică, psihologul oferă sprijin apelantului astfel încât să poată găsi soluții la problemele cu care se confruntă, a adăugat medicul. Această consiliere psihologică poate ajuta la o mai bună conștientizare a situației și la o aderență crescută la tratament. De asemenea, pot fi găsite soluții pentru diverse situații cu care se confruntă persoana respectivă și la care ea nu poate fi capabil în momentul respectiv să găsească răspunsuri. De reținut că persoanele care doresc să beneficieze de serviciile personalului specializat din Centrul de Sănătate Mentală se pot adresa în mod direct. De asemenea, Centrul de Sănătate Mentală organizează diverse ateliere interactive și de socializare pentru persoanele din categorii marginale.